Bun, și am pornit înregistrarea. Salutări încă o dată, dragilor. Toma Grozăvescu, fondatorul Smarters aici. Și în această seară o să vorbim puțin despre marketing pentru magazine online și o să încercăm să deconstruim ce am făcut noi pentru unul dintre clienții noștri în magazin online din nișa de bijuterii personalizate, ca să-l ajutăm în ultimele luni să obțină o creștere precum cea pe care o vedeți pe ecran. Undeva la aproape 8 ori au crescut vânzările față de aceeași perioadă a anului trecut. Și o să vă prezint în mare parte procesul, deci care au fost pașii prin care am trecut. Sau de fapt prima dată vă prezint așa un pic despre proiect, context, un pic foarte, foarte pe scurt istoric, că o să vedeți că a fost așa foarte amuzant și intens, că abia din februarie a pornit proiectul. După aceea vă arăt procesul pe care l-am folosit, de fapt îl folosim noi în general la Smarters, cei care ați mai fost la webinarii poți să recunoașteți acel proces. După aceea ce am, nu știu, lecții învățate, lucruri pe care le-am observat la fiecare pas. Dacă aveți întrebări, puteți să le scrieți liniștiți în chat. Pe înregistrare nu o să se vadă, cred că se vede doar ecranul meu, dar o să citesc de fiecare dată întrebările. Dacă aveți ceva punctual, am arătat ceva, puteți să spuneți direct acolo. Dacă nu, să știți că și la final avem alocat timp pentru întrebări. Da, cam despre asta e vorba, nu o să insist din nou. Majoritatea am văzut că ne știți, o să aflați voi, vă mai spamăm pe viitor pe e-mail legat de Smart, așa nu o să insist că încerc să fie acest webinar despre voi și pentru voi. Și în primul rând le mulțumesc celor de la Personal Me și Jennifer, fondatoarea, care ne-a permis să împărtășim cu voi lucrurile pe care le-am făcut în general. Nu o să prea pot da niște cifre nete, să spun așa. Dar, din nou, foarte mult în tactici, în strategii, o să intrăm, o să vedeți foarte mult și procente. Na, cifre nete nu prea pot, dar oricum cred că sunt o grămadă de date pe care le aveți aici. Da? Deci site-ul este, un pic context, da? Vorba de personalimi.ro. E un site de bijuterii personalizate din Argin. Au o grămadă de modele foarte faine și tu zici, cum vedeți în această imagine, hei, vreau un cadou pentru sora mea și poți să pui un mesaj nu colier, cum se numește asta, de la gât sau brățării sau au o grămadă de chestii faine și drăguțe. Da? E o afacere cred că din 2012, sper să nu mă înșel, da? Deci au un pic istoric și asta a fost foarte fain și e foarte important să ai o bază de clienți pe care să construiești sau să ai niște o bază de review-uri. Dovada socială, o să vedeți, e foarte importantă și în general am construit pe ce a existat. Super tare, mă bucur foarte mult. Claudia e clientă personală mie. Uite că am dat click și m-a dus pe site, nu asta voiam, dar v-am pus dacă e, poate vă trimit și slide-ul. Da, și într-adevăr e utilizator de Gomag. Da, am pornit munca cu ei în februarie anul acesta, februarie 2020, în caz că mai vede cineva înregistrarea mai târziu. Și obiectivul era ca într-un an de zile să creștem de 4 ori vânzările. Cam acesta a fost obiectivul. Așa. Ce să vă mai zic? Momentan cred că asta e relevant, dar aici am pornit. Doar că după aceea a fost așa toată experiența a fost un roller coaster. Așa. Cu un pic istoric al colaborării sau ce s-a întâmplat în această perioadă, cred că merită. E amuzant și e foarte important pentru rezultatele pe care le avem. Da? Deci prima oară am făcut cunoștință probabil acum un an sau doi, când au achiziționat niște cursuri ale noastre. Deci până în momentul până în februarie 2020 au făcut marketing intern. A fost o persoană sau mai multe care se ocupau ba de SEO, ba de Facebook Ads. De aia o să vedeți pe SEO lucrurile erau destul de bine făcute. Deci 2018-2019 au descoperit cursurile Smarters. După aceea, și important, da, pentru poveste, undeva în noiembrie 2019 un tip din China mănâncă un liac și nu l-o prăji bine, nu l-o fier bine. După aceea, în ianuarie începem discuțiile, în februarie începem lucru, dar în februarie, la începutul februarie, cred că nu știu, 8 sau ceva de genul sau ceva de 10, februarie a început colaborarea. Prioritatea zero a fost pregătim campaniile de Dragobete și de 1 și 8 martie. Din nou, mare parte din clienți, o să vedeți, îi cumpără pentru cadouri
ne mai cumpărăm și pentru noi, dar în general de pe personal nimic să oferim cadouri și noi. Era perioada de aur. Și aia a fost prioritatea zero. Între timp, scopul era să pregătim o strategie mai pe termen lung. Da? Am început munca, am pornit campaniile de Facebook Ads. Nu cred că au rulat vreo 3-4 zile, contul blocat. Efectiv, n-am mai avut voie să rulăm reclam. Motivul că am încălcat politicile. Nu ne dădeam seama nicio politică. Deci super, chiar erau super decente făcute reclamele. Dăm request review, după o zi, mesaj, da, ne pare rău, a fost o eroare, am repus contul în funcțiune. Rulează reclamele 24 de ore, iar blocat. Nu glumesc, am toate, pe timp de 2 săptămâni, poate chiar mai mult, o zi mergeau reclamele, 2 erau oprit. Da. Mergeau, le opreau, review, acceptau. Niciodată n-a fost niciun motiv. Cred că era o perioadă cu bug-uri, am văzut după aceea și alte conturi care au pățit asta. Deci, practic, perioada de cea mai importantă de campaniile 1 martie, aproape le-am pierdut pe Facebook. Costurile erau extraordinare, aveam un randament la campanie extraordinar, cât au rulat, dar au mers 10% din timp. Am încercat să ne mutăm pe Google Display ca să generăm cerere. Aveam niște mărțișoare foarte faine așa de argint și la un preț foarte bun. Și aceea era principala campanie în perioada aceea. Cum s-a dus pe Facebook, am încercat pe Google Display. Am mers groaznic, adică aveam, nu știu, să zicem, costul de vânzare era de vreo 4 ori mai mare decât al comenzii sau de 3 ori, ceva de genul. Da, să zicem, investeam un leu și făceam 25-30 de bani. Deci horror a fost. N-am mers Google-ul. Aproape am pierdut perioada aceea. Au fost ceva vânzări din search, din vă povestesc imediat, dar da, din păcate mare parte s-a dus. Jur, deci 9 martie sau în 10 martie a fost ultimul request review. Ne-au pus contul, i-au făcut contul de ads funcțional, de atunci n-am mai avut nicio problemă. Deci după, îți vine să crezi că altceva a fost la mijloc, dar nu cred că a fost, pur și simplu erau niște maguri, da? După ce n-am mai avut nevoie de Facebook Ads și a revenit contul. Bun. Da, și după ce s-au terminat aceste campanii, am început să pregătim campaniile sau am început să implementăm campaniile pe termen lung, da? Cum vă spuneam, când am pornit repede așa cu ceva pentru Dragobete 1 martie și în paralel lucram la campaniile pe mai termen lung. Și au pornit și acestea, cred că au rulat vreo 6-7 zile și pe Facebook și pe Google, vă zic și mai în detaliu. După care a venit data de 15 martie și ce s-a întâmplat pe 15 martie? Hop, starea de urgență. Și efectiv, când a venit starea de urgență, deci vânzările deja erau bune, aveam randament fain pe Facebook, pe Google, în cap. Efectiv, cred că câteva zile au fost vânzări zero. Pentru că, da, din nou, vorbim de cadouri, vorbim de bijuterii personalizate, nu sunt o necesitate sau nu le-am văzut așa. Plus că oamenii, în general, n-au mai cumpărat. Dar în perioada aia nimeni nu știa cât naiba o să dureze toată nebunia. Da? Deci asta a dus efectiv totul în cap. Și aici cred că iarăși intervine probabil cel mai mare merit al lui Jennifer, fondatoarea companiei, care, na, bineînțeles, după 4-5 zile când zero, nu știu, poate din SEO a mai venit o vânzare 2-3 zile. Mă sună și la ce facem. Zic, păi, da, ce să facem? Uite, recomandăm pe Google din nou se opriseră și am zis, băi, uite, se cheltuie bani, hai să oprim acolo. Noi, în general, am recomandat să reducem mult bugetul. Nu neapărat nu să-l oprim de tot. În general, nu e bine să oprești de tot când e o criză, că atunci sunt costurile foarte mici. Doar că, na, din nou, există, că e o companie în 2012, există angajați, există anumite responsabilități și aia a fost super tare când a zis, băi, eu nu pot să le spun oamenilor să stea acasă sau să intre în șomaj tehnic. Și hai să încercăm să ne zbatem vreo 2-3 săptămâni să vedem ce putem face. Și asta a fost cel mai tare moment. Practic atunci am reintrat în faza de, o să vă arăt, am reluat procesul, am reintrat în faza de analiză, în faza de brainstorming, să vedem ce putem face. Au apărut idei, o grămadă de idei, am început să le testăm pe rând, nu toate au funcționat, de exemplu Pinterest Ads, o să vă arăt, n-au mers, dar altele au început să meargă și au început să-și dea drumul ușor, am schimbat foarte mult poziționarea, mesajele care am ieșit pe care le-am folosit în reclame și încet am început să vedem ce funcționează și ce nu și și-au dat campaniile drumul.
Deci luna aprilie a fost slabă. Cred că tot a fost mai bună decât cea de anul trecut. Dar din nou, afacerea a crescut și organic. Deci știți că nu-i meritul nostru total, sau mă rog, această creștere. Afacerea oricum creștea. Sigur, erau peste anul trecut aceeași perioadă organic. Dar na, luna aprilie a fost mai greu. A fost creștere față de anul trecut, dar puțin. Dar după aceea luna mai ați văzut prin screen-ul de la început. Uitați, deci asta a fost luna mai față de anul trecut. Aproape de 8 ori au crescut vânzările. Și ideea e că m-am uitat dacă se păstrează, da, și în luna iunie iarăși chiar un pic mai mare. Și m-am uitat acum și pe iulie, iarăși e procentul creșterea față de anul trecut e mare. Adică de aia spunea cineva când am pus postarea pe grup legat de eveniment că a crescut natural sau la toate magazinele online au crescut vânzările în perioada COVID. Nu la toate. În acest caz chiar v-am spus aproape s-au blocat complet. Și cred că a fost important ce am făcut cu ajutorul celor de la Personal Me, că și eu să vedeți a fost important, am gândit la partea de oferte, la partea de propuneri, chiar au adăugat multe beneficii în perioada asta ca să putem să facem lucrurile să meargă. Bun. Acestea fiind spuse, cam ăsta a fost contextul, dar asta a fost rezultatul și ce urmează să ce am făcut, da? Și vă spuneam că o să recunoașteți unii dintre voi acest proces. Este vorba de procesul de growth hacking. Și în general cam orice proiect avem noi, acest proces îl aplică. No, cred că de vreo 2-3 ani vorbim de el, poate chiar mai mult, de când l-am mai modificat în timp. Știu că mulți știți, din păcate am observat că foarte puțini îl pun în practică și mai puțini îl punem în practică corect. Și cam tot ce am făcut pentru acest proiect poate fi încadrat în acest proiect, în acest proces. Da, și o să luăm pașii pe rând. Sorin, dacă nu îți place ce spun, poți să închizi live-ul și să te uiți mâine la înregistrare și să dai să sari, da? Dacă nu consideri importantă partea asta de context, da, te-aș ruga să nu mai folosești caps lock-ul în chat, ok? Bun. Dacă chiar încercăm să facem ceva util și nu cred că e fain acest ton. Bun, deci primul pas în procesul de growth hacking, dacă uitați pe Google găsiți o variantă un pic mai veche, undeva pe blogul nostru. Deci puteți face un print screen sau vă uitați mâine la înregistrare, partea de analiză primară. Analiză și implementare sisteme de măsurare. Înainte măsurarea venea ulterior, dar o să vedeți de ce e important. Da? Și acum, ce e super important pentru toți, am observat, da, când mai facem consultanță sau mai vorbim cu agenții, cu persoane de marketing, dar și noi ca antreprenori, mereu pornim de la etapa aceasta, de la idei, de fapt, de la generarea idei. Da? Ce poți face? Și foarte probabil o să apară și la final când intrăm la secțiunea de Q&A, na, ce pot să fac pentru X? Foarte important ca ideile, și o să vedeți, ca ideile să vină în baza unei analize. Da? Mereu trebuie prima dată să încercăm să înțelegem. Și de acolo, jumătate, trei sferi din ideile pe care le-am generat s-au bazat pe această analiză. Și ce am făcut mai specific? Prima dată am intrat și mereu punctul nostru de pornire, mai ales când vorbim de magazine online. Dacă am tot ce zic sau exemplele dau legat de magazine online, cred că pot fi adaptate, aplicate pentru orice tip de business, dar într-un magazin online toate acțiunile aproape sunt în online și sunt mai ușor oarecum de măsurat. Asta ar fi avantajul unui magazin online, spre deosebire de o afacere care poate are și locație fizică sau sunt B2B și sunt mai multe interacțiuni, se mai pierd date. E un pic mai ușoară din acest punct de vedere treaba pentru magazin online. Deci prima dată am făcut o analiză în Google Analytics și vă arăt imediat care zic eu că e cel mai important ecran din Google Analytics. Și de acolo deja ne-am făcut o privire de ansamblu, să vă arăt și concluziile. După aceea, pentru că o să vedeți, unele ni se păreau că merg bine, majoritatea sub așteptări, și apoi am luat fiecare canal în parte din ce au mai făcut ei până atunci. Tot în acest prim pas am investit mult timp să identificăm clienții, profilele clienților. Și asta iarăși știu că e un lucru pe care majoritatea îl știm, puțin îl facem. Și nu știu dacă am prins screen-ul, dacă nu, că pusese cineva, uite că încă e în chat, a pus Alex, sau există Facebook Ads Library.
Și puteți să intrați acolo, spuneți căutați personal limit, în general, sau competitorii voi, să vedeți ce reclame rulează. Și cred, principalul motiv pentru care reclamele pe Facebook au mers foarte bine, o să vedeți partea de targetare, de a fost super simplă, am simplificat foarte mult contul și asta mi-a ajutat, a fost faptul că am înțeles bine cine sunt clienții și de ce cumpără. Și era Claudia, eu sunt curios dacă o să te regăsești acolo. Da? Și am făcut partea de identificarea tipologiilor clienților, a persoanelor care cumpără și foarte important de ce cumpără. Că nu cred că mai insist pe partea de profil client, dar aici de obicei ce omitem când facem analiza asta e de ce au cumpărat oamenii. Așa și, mă rog, mai verificăm și din punct de vedere tehnic. Da? Așa. Hai să vă arăt un pic Google Analytics. Cum vă spuneam, din punctul meu de vedere, acesta este cel mai important ecran din Google Analytics. Îl găsiți aici la partea de conversii, în stânga, la multi-channel, multi-channel funnels, dar model comparison tool. Aici, practic, avem o grupare a pentru asta, ca să vedem date corecte, trebuie să avem setată corect măsurarea conversiilor. Pentru un magazin online asta înseamnă enhanced e-commerce, trebuie să funcționeze, trebuie activat. Depinde foarte mult de tehnologia site-ului. În general asta se rezolvă cu un modul. Acum spunea, nu mai știu cine era, Andreea sau da, că sunt pe Gomag. Dar sunt pe Gomag, asta se făcea automat sau, era o bif acolo în Gomag, nu știu. Deci trebuie să aveți enhanced e-commerce activat. Căutați ce e asta, din nou, v-am spus, în general există un modul, dacă aveți pe WordPress, pe Magento, pe PrestaShop, pe ce-o fi. Dacă e site custom, atunci e mai mult de lucru cu development. Avem nevoie de aia ca să vedem datele corecte aici. Și e bine, acest ecran ne grupează toate achizițiile pe principalele canale de marketing. Hai să le explic foarte pe scurt, așa ca să fie clar. Și le vedeți și pe ecran aici, direct. După aia și nuanțez, că e foarte importantă nuanțarea. Direct înseamnă că cineva ți-a tastat website, a scris marters.ro sau personallimit.ro, a intrat pe site și a cumpărat. Da? Asta e trafic direct, când a intrat omul direct pe site. Partea de organic search l-a găsit pe Google. Paid search sunt Google Ads sau CPC. Google Ads am văzut că de obicei intră, dacă dați click pe fiecare, să mă rog, până dintre ele aveți mai multe detalii. La paid search intră Google Ads și de multe ori mai intră și am observat site-urile astea de comparații de prețuri. Da? Dacă dați click o să vedeți. La other intră ce n-a înțeles și o să vedeți de obicei dacă folosim acea parte de URL tracking, da? UTM builder, foarte probabil ne pune unele conversii aici la other, de aia va trebui să facem niște modificări, dacă vreți la final vă arăt unde, ca să iarăși grupeze cum trebuie. Social network în rețele sociale, email și referă la alte site-uri care au făcut trimitere spre noi. Da, cineva e pe site-ul Smart, îți dă click, ajunge pe personal email, cumpără, intră conversia aici la referral. Așa. Deci, asta e fain că avem privirea de ansamblu. Avem privirea de ansamblu asupra de unde ne vin vânzările. Însă ce e super important e săgetuța aceasta. Vedeți, aici scrie undeva last interaction. Da? În mijlocul ecranului. De fapt, ce face acest ecran, încolo de faptul că ne grupează toate conversiile în canalele astea mari, ca să avem o privire de ansamblu, ne permite să ne jucăm cu definiția a ce înseamnă cine ți-a adus vânzarea. Pentru că, de exemplu, și o să vă explic după aceea din nou mai nuanțez, să vedeți și la fiecare ce poate să mai întâmple în cazul vostru. Deci dacă mă uit eu așa, la partea asta aș vedea că traficul direct este principala sursă de vânzare. Adică oamenii tastează site-ul personalimit.ro în browser, intră și cumpără. De exemplu, probabil la EMAG, primul canal de vânzare e direct, pentru că oamenii știu brandul. Deci de obicei, dacă avem mult trafic, multe vânzări din direct, înseamnă că oamenii ne tastează direct site. Asta înseamnă că brandul e cunoscut. Da, dacă e organic search, o caută pe Google și ajung și cum. Ei bine, și puteți, poate nu puteți acum, dacă să fiți atenți, după ce se termine webinarul, intrați în contul vostru exact aici și dați click pe acest last interaction și în loc de el puneți first interaction. Stați să văd dacă am deschis, stați că am deschis la Smartest. Ia să sunt curios cum se schimbă. Dacă nu pot la client, ia să văd. Vedeți, cred că ăsta e al Smartest contul. Da, ia să vă arăt pe mai mult timp ca să se și miște lucruri. Vedeți, momentan am acest, pardon, last interaction.
Ce înseamnă asta? Înseamnă că aici văd, da, văd sau Analytics dă mai multă valoare ultimei interacțiuni pe care a avut omul înainte să cumpere. Da, ce însemna la personal limit? Sau, mă rog, acest print screen, că ăsta e ales așa aleator, deci nu ăsta a fost originalul pe care l-am analizat. Înseamnă că oamenii tastează site-ul și cumpără, da? La last interaction. Și uitați-vă la Smarters cum arată ca surse și vă spuneam, uitați aici că am făcut niște schimbări de cum denumim campaniile și vedeți aici tot de fapt social media e aici, da, la Smarters. La other, da? Deci, da, uitați-vă la ordine și la procente. Deci ar fi other, care ar fi social media, direct, organic, search, email. Asta e ultimul click, a dat omul click acolo și a cumpărat. Da? Și normal a dat click pe o reclamă de Facebook, s-a cumpărat, s-a intrat pe site și a cumpărat. Ia să vedem cum arată dacă pun pe prima interacțiune. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dă mai multă importanță primului canal, primei metode care ne-a dus oamenii pe site. Și ia să vedem, pare că tot rămâne ader aici, că mă rog, s-a schimbat între timp, mă rog, acum ia să schimb pe mai puțin timp. Dar ideea e că în mod normal la voi, se va schimba foarte mult și ordinea și procentele, da? Și ordinea și procentele. Și de fapt, de ce e foarte important acest ecran? Hai să mă întorc aici, da? Pentru că dacă noi vedem acest ecran, ce ne spune? Oamenii tastează, introduc direct numele site-ului și cumpără. Sau oamenii caută pe Google și cumpără. Aia înseamnă, uitați, dacă nu se văd procentele aici, dar probabil undeva la 60% din vânzări vin din direct și organic. Ce înseamnă asta? Hai să oprim reclamele pe Facebook, hai să oprim reclamele pe Google, că nu merită, nu funcționează. Dar dacă noi schimbăm și o să puneți aici first interaction, de fapt, o să vedeți că un om, sau noi am adus oamenii pe site cu o anumită metodă, da? Și oameni, de exemplu, foarte des, o să vedeți că directul sau social media apar aici ca la last interaction ar trebui să apară printre ultimele. De ce? Pentru că omul ne găsește pe Google, să zicem, dai un exemplu. Ori așa organic, ori vede o reclamă, dă click, ai fine, după aia intră șeful peste el, nu poate să finalizeze comanda. Și ce zic? Merge acasă, vede reclama noastră de retargeting, dă click, cumpără. Și dacă se întâmplă asta, atunci mi-apare ca Facebook ca sursă de conversie, da? Și eu ce pot zic atunci? Fac, nu mai investesc în SEO, nu mai investesc în Google Ads, că pare că doar Facebook-ul merge. Și opresc investiția în Google Ads, în SEO și în mor vânzările și nu înțeleg de ce. Deci pentru că eu prima oară am adus oameni de fapt altfel, da? Și țineți minte, știți foarte bine, oamenii nu cumpără din prima, da? Și aceste modele, nimic nu o să fie exact greu dacă adunăm procentele de aici cu ce vedem doar în Facebook, în Google Ads, nu ne dau cifrele 100%. Dar așa ne putem face o impresie legat de care sunt factorii care influențează neașteptat de puțin se schimbă la Smarters, neașteptat de puțin, de obicei se schimbă foarte mult. Putem vedea care sunt metodele cele mai eficiente prin care aducem oamenii prima oară pe site și apoi cumpără, care sunt cele mai eficiente metode prin care să obținem vânzarea. Aș vedeți, nu știu, la Smarters acum, mă rog, nu mai știu ce am mai făcut în timpul ăsta, dar în general, uite, dacă pun la prima interacțiune, și după aia merg mai departe, da? Organic search. La noi e o sursă foarte bună pentru a aduce prima oară trafic, e organic search. Ar fi prima, da? Pentru că aici vedeți că avem și reclame, avem și niște chestii din website, parcă era, mă rog, referral ar fi, că sunt niște erori de atribuire, le-am rezolvat între timp. Da? Deci pur și simplu intrați, jucați-vă cu aceste modele, ce înțelegem? Când punem first interaction, astea sunt metodele prin care aduc prima oamenii pe site și apoi cumpără. Last interaction sunt cele care sunt cele mai bune la a genera vânzarea. Și eventual, dacă se întrerupe, dați un refresh. V-am spus, în general, asta pare că rezolvă. Nu știu dacă aveți mai mulți probleme. Așa. Bun. Cam acesta era ecranul din Google Analytics. Aici cel mai important. Și uitându-mă aici, câteva concluzii. Odată am observat că Facebook Ads era o sursă rentabilă de conversii, dar nu extraordinară. Și aici, o să vezi foarte mult deja cum interpretăm datele, ne ajută foarte mult și
experiența și timpul de aia. De exemplu, încerc să problematizez mult aici, să vedeți cum am judecat noi datele și ce înseamnă asta că era o sursă reroasă. Am întrebat clienții cât au investit până atunci în Facebook Ads, cât pe lună, am luat ultimele 3-4 luni. Ne-au zis suma aia, ne-am uitat la vânzările venite din Facebook, da, ca mod de atragere a clienților. Și ne-am uitat la media noastră, da, ne-am uitat la media noastră pentru alți clienți, poate pentru alte magazine online, și am zis, băi, mic, nu aș ști să vă zic un ROAS, să vedeți, mai vedeți exemple, ați văzut, aveam undeva, momentan cred că undeva la 7-8 ROAS. Ce înseamnă ROAS? Return on Ad Spend. Că investești un leu în Facebook Ads, cât faci înapoi? Ce înseamnă un ROAS bun? Depinde foarte mult de marja voastră. Da? Deci dacă ai 20% adaus comercial și ai ROAS 4, adică investești 20 de lei, nu, investești 25 de lei, faci 100. Cum să calculezi mai simplu? Cam așa ar fi. Dar îți recuperezi banii. Dacă ai ROAS 4, ești pe 0. Return on, cât bagi, cât scoți în termen de vânzări. Da? Ce înseamnă unul bun se calculează de la, în funcție de marja noastră. Tot ce e peste 4, sau de fapt 4 ești teoretic pe 0, dar fără să scazi costurile de, cu angajații, costurile cu agenția de marketing. De-aia, în general, trebuie să fie mult mai mult, dar depinde. Nu există un singur ROAS bun, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Și înseamnă, de la noi știam că de la, știm că de la, dacă ne calculăm marja de profit, de la 4, de la 5 în sus, putem să investim 1 milion de euro pe lună, facem, dacă avem ROAS 5, facem 5 milioane. Dacă noi suntem rentabili, aici e bine. Da, și când am calculat, era micus, nu știu să vă zic cât era atunci, dar ne-am uitat la campaniile noastre, ne-am uitat la procentul pe care îl reprezintă sau ar trebui să-l reprezinte Facebook Ads din vânzările totale ale unui magazin online. Și în general aici ia să mă întorc la ecranul anterior. Așa. Deci cum ar trebui să fie ca procente? În general, foarte în general, aș zice că undeva la, dar trebuie să testați să vedeți ce merge pentru voi, da? Eu aș zice că Facebook Ads, și vedeți mereu rolul de Facebook Ads, postări organice nu ne pasă. Facebook Ads ar trebui să fie un în medie undeva la 30-40% din vânzări. Asta dacă există cerere și pe Google, da? Pentru că dacă aveți un produs foarte nou, pe care oamenii nu știu sau nu există cerere, atunci ar trebui probabil 70-80% din vânzări să vină din Facebook Ads. Dar aici, fiind niște produse pe care oamenii le și căutau, cam așa știam noi că trebuie să fie media. 30-40% din Facebook Ads, 30-40% din paid search, din Google Ads, avem un 60-70%, apoi, sau zicem 60%, apoi în general directul va fi pe locul 3. Un 20-30%. De multe ori se întâmplă asta. De ce se întâmplă asta? Pentru că omul vede reclamă, v-am spus, pe Facebook, pe Google, dar după aceea bai intră de pe alt dispozitiv unde nu există cookie pus, alte chestii de genul. De asemenea, un alt motiv pentru care în general acest direct apare în Analytics mai mare decât e în realitate, e pentru că în momentul în care Google Analytics nu știe de unde a venit un om, îl pune la direct. De exemplu, dacă nu știu, faceți email marketing sau trimitem un link în Messenger, atenție, dar în Messenger, și nu e pus acel UTM builder, nu are semnul întrebării UTM campaign bla 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 source, Google Analytics nu o să știe de unde e și îl pune la direct. De-aia, în general, aceste cifre sunt umflate. Pentru că nu, mai ales dacă e un brand nou, un brand mic, nu înseamnă că oamenii țin minte numele și trebuie și cumpără direct. Nu suntem emat. De-aia să știți că cel puțin o treime din traficul, din vânzările care s-a atribuit sursei directă, nu e de acolo. Și le luați și le împărțiți la celelalte egal. Da? Dar probabil un 20% probabil o să fie trafic direct. Așa am avut, așa mai e, mă rog, partea de paid search sau de organic search are așa un 20-30% fiecare. Deja am cam trecut de 100%. Sau mă rog, n-ar trebui, pentru că, de exemplu, și atenție, și aici cred că foarte aproape toată lumea din acest live poate să îmbunățească, e-mailul pentru magazine online ar trebui să fie măcar 15-20% din vânzări. E-mailul ar trebui să fie măcar 15-20% din vânzări. De ce? Și acum ia spuneți-mi voi, hai, vreau să văd în comentarii, de ce credeți că e-mailul trebuie să vină măcar aproape un sfert din vânzări, poate să fie și mai mult, dar un 15-20%, de ce credeți că ar trebui să investim mai mult în e-mail marketing? Indiferent de audiență, indiferent. Și cei de 19 ani au e-mail, apropo. Hai că sunt curios în comentarii, oricum vorbesc eu prea mult.
că e gratis, că are cel mai mic, aproape gratis, da, că are cel mai mic cost per acquisition. Așa e. Deci e-mail, uite, nu știu, să ai, și vă recomand ca instrument Klaviyo, uite, exact, Andrei, aia, pentru că te costă mai puțin să vinzi unui client existent decât unul. Exact, exact, exact. Știți asta? Câți dintre voi investiți activ în email marketing? Da, pentru la urmă, nu știu, e 50, 80, 100 de euro pe lună un tool cu, sau ne permite să avem 5.000, 10.000 de adrese. Vă recomand Klaviyo. Klaviyo și în chat pentru ceilalți care vedeți înregistrarea și nu vedeți chat-ul, căutați Klaviyo, ceva de genul găsiți. Pare că e cel mai recomandat, cel mai bun pentru email marketing. Da, deci investiți 15, trebuie să ajungeți la 15-20% din vânzări de acolo. Na. Și practic ce am făcut eu? Când m-am uitat la acest ecran, m-am uitat la procente și am văzut. Organic search era primul, era să zic un 40-50%, deci era peste medie. Ceea ce e ok, cum v-am spus, și odată și Goma ca platformă e optimizată SEO și ei făcuseră treaba bine pe SEO. Dacă nu mă înșel, cred că aveau și cursul nostru de SEO. Nu mă zic, îl găsiți pe smarters.ro/academy. Da? Era principala sursă, după era trafic direct și mi-a spus ads erau jos. Și trebuie să investim în ads. Încă sunt, și o să ați văzut rezultatele, sunt destinate, datorate în primul rând reclamelor pe care le-am făcut. Da? Și atunci în capul meu a fost: ok, organicul merge bine, direct una nu ne pasă, oricum nu prea putem influența. Trebuie să vedem, eu o bubă cu Facebook Ads, eu o bubă cu Google Ads. Clar, trebuie să investim mai mult în email marketing. Da? Și astea sunt, vedeți rezultatele aici, vi le-am povestit. Am mai găsit și niște aspecte de aici. Și practic ce am făcut după aceea, am luat fiecare canal în parte. Da? Am zis, ok, hai să vedem pe Facebook ce merge bine, ce putem îmbunătăți. Iarăși, la SEO am încercat să... Da, și aici deja ai un audit pe fiecare canal în parte. Da, pe SEO ne uităm, cătați piramida SEO. Nu știu dacă că avem pe YouTube, căutați YouTube Smarters, avem un webinar despre SEO și prezentăm acea piramidă. La Facebook Ads, posibil pe grupul nostru Marketing Hackers, cred că și pe acela era un, dar nu știu dacă avem acolo un video cum analizăm datele din Facebook Ads, dar nu știu dacă l-avem acolo, dacă nu avem timp foarte mult acum. Ideea, am luat fiecare canal în parte, vă prezint un pic concluziile și alte lucruri de gen, da? Când ne-am uitat în Facebook Ads, care ar fi ca procent? Sau mă rog, care e procesul, pardon? Super, mersi mult, Andreea. Uitați-vă în chat, aveți link-ul spre webinarul SEO, înțelegeți piramida SEO. Când am intrat în Facebook Ads, mie ce-mi place, prima oară, asta e un prinț mai recent, da, vedeți de acu din YouTube. Mie îmi place prima oară să mă uit la campanie, dar ce trebuie iarăși? Deci dacă nu aveți măsurarea vânzărilor pe Facebook, e inutil. E vorba, orice, nu avem conversii în marketing online, nu putem lua nicio decizie, nimic, nu putem judeca nimic. Dacă nu aveți măsurarea conversiilor, că sunteți B2B, B2C, la B2B dați lead-uri, alte chestii de genul, că știu că nu toți aveți un magazin online. Primul pas, ați văzut, analiză și implementare sisteme măsurare. Unde n-am găsit tracking corect, am rezolvat. O să vedeți că și nici la Facebook nu era totul bine. Da? Și ce am făcut? Am luat campaniile, da, și am adăugat o coloană aici, de exemplu asta de ROAS. De ROAS, în general, cel mai bun. Da? Ce înseamnă ROAS? Return on Ad Spend. Am investit un leu, cât am făcut înapoi? Acesta e prin screen-ul recent, da? Și atunci am văzut campaniile și m-am uitat prima oară și erau unele campanii profitabile, unele nu, da? Și erau vreo 6-7 active atunci, dar m-am uitat la un an și ceva în urmă, da? Să adun date. Și prima oară am zis, ok, ăstea au mers, ăstea nu, hai să le luăm pe rând. Da? Și apoi am luat fiecare campanie pe rând, am selectat-o aici, da, bifăm chestia asta, m-am dus la AdSense să văd cum au targetat, să văd ce reclame au folosit. Și au apărut niște tipare, de exemplu, uite, la ce să te uiți, da? Campanii ROAS, uite, cel mai bun indicator pentru magazine online e ROAS. La ceilalți poate cost per conversie, la B2B, dacă să generalizăm. Da? Care sunt campaniile profitabile, ce au în comun campaniile sau grupurile de reclame sau reclamele profitabile, ce au în comun grupurile de reclame, reclamele neprofitabile. Dar la fiecare nivel din cont, și la nivel de campanie analizăm, și la nivel de grup de reclame, și la nivel de reclame. Da, și câteva lucruri pe care le-am observat noi. Da? De exemplu, erau campanii cu rezultate bune. Era o campanie care avea ROAS 7 sau 10, ceva de gen, care era și e super. Deci dacă aveți o campanie care
va aduce 8 lei pentru fiecare leu investit, e extraordinar. Însă ce am observat, în același timp, să zicem așa, da, inventez sumele acum, da? Zicem că acea campanie avea buget de 30 de lei pe zi sau 300 de lei pe zi. În același timp mai era o campanie cu obiectiv de page likes, care câte vânzări credeți că aducea? Zero, da? Care totuși cheltuia bugetul. De-aia noi v-am spus, când am luat bugetul investit în Facebook Ads, ne-am uitat la vânzări în Google Analytics, e municel, dar nu-i grozav. Și în general cam se respectă acest principiu, în general cam jumătate din, cel puțin jumătate, uneori trei sferi sau toate, da? Campanii sau grupuri de reclame sunt neprofitabile. Și deja ne putem îmbunătăți rezultatele dacă oprim cei neprofitabili și mutăm bugetul la celălalt. Da? Gândiți-vă, avem două campanii, fiecare cu 30 de lei, una are randament 4, alta are randament 2, deci pierdem bani, luăm bugetul, punem aici, ne-am odată dublat și apoi, fiindcă nu mai avem, deci cred că ne-am triplat rezultatele. Îmi pare, nu știu dacă sunt clare cifrele, cum fac acum, dar pentru că aveam 30 de lei pe zi și să zicem că făceam vânzări de 120. Dacă pun 60 de lei pe zi, deja fac de 240 dacă rămâne, da? Plus că mai economisesc cei 30 de lei care nu se mai cheltuie sau să zicem așa. Am dublat ca rezultatele doar mutând bugetul. Și cam asta a fost unul din... Deci am analizat campaniile, grupurile de reclamă și pur și simplu m-am uitat la coloana de ROAS, mi-am spus, da? Coloana de ROAS, astea merg, astea nu notiță. Ce vă recomand e să vă faceți un Excel sau un document să luați notițele astea, să marcați. Faceți print screen-uri cum vă e vouă ok. Prima dată, da, asta am făcut, analizat, după aceea am vorbit cu clientul și după aceea primul lucru pe care a fost, am pus pe pauză campaniile neprofitabile. Și am luat buget și am pus la cele existente, timp în care noi deja ne gândeam la alte reclame. Deci deja s-au îmbunătățit rezultatele. Deci coloana de ROAS, cum vedeți aici, da? Și alocați, să vă asigurați timpul să fie ok. La nivel de campanie, la nivel de grup de reclame, la nivel de reclame. Da? V-am spus, ce a mai fost foarte important, v-am spus și la reclame. Și la nivel de reclame, iarăși, am observat niște tipare. Se iau la audiență, am observat că, de exemplu, campaniile destinate femeilor erau mult mai profitabile decât cele bărbaților. Rușine, bărbați, nu facem destule cadouri. Deși ei aveau produse pe site și destinate, adică să fie cumpărate de bărbați, acele campanii nu erau profitabile, da? Și atunci ce am zis? Ok, mergem mai mult pe femei. Ce am mai observat? Uitați, vedeți aici. Reclamele de tip slideshow și carusel funcționau cel mai bine, da? Slideshow așa, de produse. Și ăsta le puteți face, o să vedeți. Dacă vă puteți uita la reclamele active, le făcut din niște produse așa. Deci astea am văzut că mergeau mai bine și carusel, alea statice mai puțin. Iarăși ca punct de pornire, da? Și iarăși ce am observat, de exemplu, retargeting-ul și asta trebuie retargeting dinamic. Toată lumea trebuie să aibă retargeting dinamic. Să vă arăt aici ROAS. Vedeți asta? Campania asta e retargeting dinamic. Pentru fiecare leu investit, sunt aproape 20 de lei înapoi. Pentru fiecare leu investit în campania asta, îți vin 20 înapoi. Asta e campania de retargeting dinamic. Da? Pentru că, iarăși, la partea de atragere, își vă arăt în drumul accelerat al clientului, oamenii vin, de exemplu, ori din prima campanie de Facebook sau vin organic, dar mi-a spus, te-au bine organic. Vin din organic, dar oamenii știu că nu cumpără din prima. Și pac, după aia intri pe Facebook și vezi reclama la produs pe care l-ai văzut pe site. Deci dacă e al doilea lucru pe care să-l faceți după webinarul acesta, după ce vă jucați cu modelul de atribuire al conversiei, first last, dacă nu aveți tare targeting dinamic să faceți, e un buton de făcut bani. Așa, deci pare că la majoritatea merge. Îmi pare rău, Maria, dacă nu mai vezi, nu știu ce să zic, încearcă Google, nu știu ce browser folosești, încearcă Google Chrome eventual. O fi problemă de la net, nu-mi dau seama. Ce să vă mai zic? Notați-vă și mai vorbim la final la final de Facebook Ads, dacă vreți. Foarte important. Deci uitați ce lecție am aici pe care v-am spus, am construit strategia. A urmat analiza pe SEO, iarăși aveți în chat, dacă nu căutați, deci Smarters, piramida SEO sau webinar, intrați pe YouTube-ul nostru și aveți webinarul acolo. Să înțelegeți ce Dumnezeu facem la fiecare pas. Dar mi-a spus, din punct de vedere SEO, site-ul stătea bine, mare parte, un pic la on page mai mergea, linking domain stătea foarte slab, da? Și asta e ceea ce am și făcut ulterior, am îmbunătățit numărul de
am început să crește numărul de site-uri care fac trimitere spre, spre personal email ca să crească traficul organic. Da, uitați aici și concluziile. De asemenea, am observat când am făcut keyword research, sunt enorm de multe căutări pe cuvinte cheie așa legate de produse. Nu mai știu să vă zic, dar sunt enorm, mii, zeci de mii. Și aveau doar, nu știu, 5% din acea plăcintă. De aia o să vedeți la ce am putea îmbunătăți, că n-am făcut multe lucruri, nu le-am făcut perfect în acest, în acest proiect. Și la SEO am sub-evaluat competiția până la urmă, că am îmbunătățit, am făcut niște chestii, dar n-a fost de ajuns, n-a urcat destul site. Dar potențialul e mare, pe termen mediu și lung, aici credem că ar trebui să investim mai mult. De asemenea, și ca altă oportunitate pe care nu o să o fructificăm prea curând, partea de conținut. Căutăm idei de cum, așa, idei de cadouri pentru sau ce cadou să oferi un soacre. Da, ceva de gen. Da, sunt multe căutări de gen. Asta e și la concluzia SEO. La Google Ads aici au fost mai puține date, au făcut doar așa una, două campanii, n-au prea mers. Ce știam, iarăși pornim de la bune practici sau de la alte experimente din trecut și asta vă recomand și vouă. Ne așteptam sau voiam să testăm shopping ads și într-adevăr au fost un succes, da? Shopping ads. Asta era ipoteza. Am fost acolo, am văzut, n-au fost setate neapărat corect campaniile, n-aveam ce concluzie. Aici trebuia să experimentăm și urma din nou o analiză după, pentru că ați văzut că e un proces și neîntoarce. La email marketing iarăși era folosit puțin, doar când aveau așa câte un sales, câte o vânzare, atunci trimiteau. Nu știu dacă exista un pop-up de abonare sau nu, foloseau retargeting.biz la momentul respectiv. Și într-adevăr pe exit intent era un pop-up care convertea, dar în rest nu se mai întâmpla nimic. Partea de recomandări nu mergea, partea de e-mail-uri după nu mergeau, nu prea aduceau. Când zic nu mergeau, nu aduceau vânzări. Vedeți? Nu judec după promovează brandul, nu judec după like-uri, nu judec după trafic. Mereu judecăm după vânzări. Ați văzut? La început v-am spus, obiectivul proiectului era o creștere de 4 ori a vânzărilor. Și asta a fost super important și vă recomand și vouă când lucrați, dacă sunteți agenții sau marketeri, sau dacă sunteți magazin online și vreți să lucrați cu agenție, lucrați, din nou, contractul se face pe alte chestii cuantificabile, că nimeni nu poate să garanteze vânzările, dar ca obiectiv. Și asta o să vedeți, ne-a permis nouă foarte mult să jonglăm, pentru că și eu acum aș vrea spus, uiteam concluzia asta, o să mergem la client, nu știu dacă, Eni, dacă ești online, dacă nu te băzâim, mi-a spus, mi-am dat seama, băi, hai să mai investim în SEO, nu? E mult mai dificil, poate necesită buget mai mult, sau poate hai luăm de aici să punem aici, da? Luăm de la X, da, nu merge, hai să mutăm aici resurse, timpul nostru ca agenție, să zic așa. De e foarte important să plecăm de la un target ca să avem flexibilitate în acțiune. Da, și aici au mai fost niște probleme tehnice. La fel, tehnice au fost peste tot și în general, să știți, sunt la începutul unui proiect. De exemplu, catalogul nu era făcut ok, adică nu mai știu dacă nu era creat, dar cred că nu era creat în Facebook și nu era legat de pixel. Da? Și nu puteam face acel retargeting dinamic. Erau probleme de atribuire a comentarii, dar la final, dacă mai avem timp, care nu sunt super importante, dar nu apăreau datele corect, cum ați văzut la Smarter, știi, apăreau la Adder, în loc să apară la Social. Mă rog, în general la proiecte la început sunt provocări tehnice. Și super important, pentru că toată analiza pe care v-am zis-o anterior a durat cam, nu știu, 2 zile de muncă. Da? Asta s-a făcut așa, poate n-am stat 2 zile consecutive, dar asta a fost. Și da, vine în timp mai ușor. Și de aceea, între timp, în paralel, sau în primele 2-3 săptămâni ale proiectului, prioritar mi-am spus, deja lucram la campania aia de Dragobete sau de ceva. Deci important, iarăși, la o colaborare, în săptămâna 3 trebuie să pornească ceva. Ca obiectiv vă recomand. Pentru că, din nou, dacă sunteți marketeri agenții, chiar dacă, de exemplu, și la SEO, oamenii știu, da, durează, am răbdare. Dar oricum suntem oameni, devenim impacientați. Și atunci porniți ceva care să aducă rezultate, cum de-aia vă ziceam de partea de retargeting dinamic, ca să aveți timp să pregătiți altele. Și am lucrat în primele 2-3 săptămâni, analiza pe care ați văzut-o mai devreme, plus profil client. Și aici am folosit, deci să știți că nu trebuie să, avem și un material care cred că și acum e la 60 de lei la reducere. Cum definești profilul clientului ideal? Intrați iarăși pe Smarters Academy, îl vedeți jos la Hackbooks, dar și acolo intrăm mai în detaliu, dar ideea e că nu trebuie nimic științific. Pur de exemplu,
Când am mers, și vă recomand, să trimiteți un e-mail clienților din trecut. De-aia e un avantaj mare când ai clienți din trecut. Dacă nu ne ducem la competiție, ne ducem pe alte site-uri mari, la furnizori, mă rog, sunt alte tehnici prezentate în Hackbook. Ne-am dus la review-uri și am văzut pentru ce lăsau oamenii des review-uri. Și vorbeam, nu știu, de chestii legate de timpul, de cât de fain le răspundeau și vorbeau, iarăși, customer support-ul e important. De viteza de livrare, da? Și de faptul că produsele arătau precum își doreau clienții. Și lucrurile alea le-am descoperit, am văzut tipologiile de clienți, am văzut oamenii pentru ce cumpără și astea le-am folosit în reclame. De aia sunt foarte simple și au mers foarte, foarte bine. Deci definirea profilului clienței e esențial. Din nou, cu toți știm, da, trebuie să știu cine sunt clienții. Întrebarea mea e dacă aveți o fișă, noi avem în Drive un document cu profilele clienților. Da? Le-am dat un nume la fiecare, să zic, Andreea, că de fapt au ieșit cam 80-90% din vânzări, am observat că vin de la persoane într-un anumit interval de vârstă. Sunt două motive principale pentru care cumpărau, sau de fapt unul principal, pentru cadou. Și erau, nu știu să zic, cadouri interne așa, cupluri și cadouri pentru persoane apropiate. Deci clar, da, tot, în general, într-un cuplu, tot femeia decide pe ce se duc banii. Nu? Ne-am reîntors la această concluzie clasică. Dar lucruri de gen, da, și n-am făcut nimic, nu trebuie științific. Trebuie niște insight-uri, niște aha-uri de alea, invariabil apar tipare. Invariabil apar tipare dacă stați de vorbă cu clienții, dacă le trimiteți un e-mail. Hei, sunt curios, de ce ai cumpărat de la noi? Da? Sau vă uitați la review-uri, vă uitați la întrebările pe care le adresează înainte să cumpere. Vă uitați la cine cumpără, așa, ne uităm la review-uri și vedeți, dați scroll pe profilul omului și apar tipare așa. Vedeți, în funcție de vârstă, în funcție de lucruri de genul. Dar nu trebuie științific, dar trebuie să știm un pic mai clar cine e clientul și de ce cumpără. Și asta a fost foarte, foarte important pentru noi. Da? Da? Dacă aveți întrebări pe partea asta de analiză până acum. Hai, mergem la pasul următor. Sorin, nu știu dacă mai ești aici, cum ți se pare? Îți place? Te-am convins până acum? Că erai foarte supărat la început. Mulțumesc, Andreea, pentru link. Pe acolo aveți profil clienți. Și uitați, dacă cineva dă click, de exemplu, pe dacă dă click pe linkul pus de Andreea în chat, da? O să ori nu știu dacă ne apare, ori ne apare ca în Analytics ca sursă referral cu live webinar sau trafic direct. Sunt foarte curios. Așa că cumpărați să vedem mâine cum apare. Bun. Andrei, cum te asiguri că faci trafic corect în Google Analytics? Tracking, sunt mai multe. Deci în principiu, de a citește despre enhanced e-commerce ăla, dacă l-ai activat, după aceea o să poți vedea vânzările. Dacă vezi chestii dubioase acolo, vânzări mult mai mari decât în realitate sau surse care, nu știu, tu nu investești în ceva și ți apare acolo, asta e, din păcate, e o discuție foarte lungă, așa merită un webinar sau un curs întreg. Deci, da, îmi pare cam complexă întrebarea pentru. Dar caută un punct de pornire enhanced e-commerce. Și poate găsiți, nu știu, checklist-ul. Nu prea avem, din păcate, articole pe partea asta, pe Google Analytics, urmează să creăm. Chiar și o să avem și un handbook sau workshop pe partea asta, dar momentan n-am unde să vă mai dau. Ionuț zice că e super smart totul. Mersi, Ionuț. Nicol, de ce nu a funcționat Google Shopping? Încă nu încercaseră. A funcționat până la urmă. Am făcut să funcționeze. Înainte, ei nu făcuseră Google Shopping, au făcut, cred că, nu mai știu dacă ads normale, așa clasice, sau cred că așa, sau dynamic search ads. Dar nu încercaseră shopping până atunci. Timea, e greu să definezi profilul clienților. Cam așa e, dar să știi că o complicăm. Eu cred că unul din motivele pe care ți se pare greu, cred că trebuie, nu știu, partea de validitate științifică. Nu e așa, de fapt vrem insight-uri, pentru că dacă lucrăm mult cu acei clienți, dacă facem campanii, tot ajungem, că și noi ne-am mai dat seama de lucruri între timp legat de clienți. Deși mare parte am intuit bine, nu am intuit, am descoperit bine, dar asta tot evoluează. Și dacă ți-e greu, chiar îți recomand, dar îmi pare rău că recomand materiale, sau mă rog, nu-mi pare rău că recomand materiale plătite, că-s fain, dar uite pe acel handbook, din nou, la 60 de lei, eu zic că te poate ajuta foarte, foarte mult, dacă nu mai citești despre definirea buyer persona. E foarte mult de practică, din fericire sau din păcate.
Poți scrie cum se numește pluginul de care ai vorbit? Nu mai știu despre ce plugin era vorba, de Enhanced E-commerce and Enhanced. Cred că asta ar fi pentru, dar cred că pentru orice, indiferent de tehnologia site-ului, cam asta. Și există un plugin, dați next beef acolo, pui contul de ID-ul de Analytics și vă face tot. Așa. Nu, probabil, Denis, că nu terminăm chiar la 7.20, că abia nici la jumătate nu suntem. Andrei, când zici retargeting dinamic, te referi la audiențe care se updatează automat în Facebook sau ceva legat de catalog? Ambele, dar catalog. Da? Campanii de catalog. Catalog sales și campanii destinate celor care au văzut sau adăugat în coș în ultimele X zile. Deci catalog, dar nu pentru oameni noi, ci pentru cei care au vizitat site-ul, care au vizitat acele produse. Da? Andrei, deci catalog sales pe retargeting. Acela e... La acela m-am referit. Așa. Bun. Deci aia a fost analiza care eu, repet, e cel mai important pas din tot procesul. E cel mai important pas, de obicei nu-l facem sau nu-l facem bine și de aceea ce facem mai departe e ca și fundația. Da? N-ai făcut fundația bine, după aceea deja pui blizuri și diamante, se duce tot. Cred că aia a fost cel mai important. După ce am avut alea, v-am spus, am generat niște obiective și idei. Dar care au fost obiectivele? Cumva, ce v-am arătat să le aduc concluzii? Bă, trebuie să reparăm sau să investim mai mult în Facebook Ads sau trebuie să reparăm sau să facem să meargă Facebook Ads. Hai să testăm, slash ar trebui să facem să meargă Google Ads. Trebuie să începem să ne folosim de e-mail. Așa. Cumva le-au fost, vă arăt niște exemple să vedeți și tool-ul. Asta merge cumva în paralel partea de idei și obiective. Ia să vedem. Uite, da, uite, niște notițe așa. Uitați. Să problematizez un pic aici. SEO e cheia pentru profitabilitate. E notiță, asta nu e un obiectiv. Obiectivul era ar fi să în 12 luni să rankăm în top 3 pe 10 cuvinte cheie importante. Da? Ăsta e un obiectiv. Asta nu e un obiectiv. Dar de ce am pus și valabil pentru majoritatea dintre voi, de aceea dacă aveți produse pe care oamenii le și caută, cred că SEO, că-s puține nișe, asta fiind, nu știu, partea de fashion, cred eu, partea de health, farmacie, acolo e competitiv SEO. Honest, mi se pare că e destul de ușor, încă în România. Și de aceea pentru majoritatea e important pentru profitabilitate să aveți trafic pentru care nu plătiți. E foarte important. Gândiți-vă, nu știu, să zicem că aveți marja adaus comercial 30%, 33%, da? Și aveți media comenzilor 100 de lei. Da, un om cumpără de obicei de 100 de lei. Asta înseamnă că nu știu cât puteți cheltui, deci dacă cheltuim 33 de lei pe reclame, suntem pe zero cu marketingul. Dar dacă mai punem timpul nostru, mai punem cost, nu, costul produselor, nu, punem timpul nostru, punem alte cheltuieli cu personal, ceva, pierdem bani. Da? Și poate, probabil, trebuie să avem cu 10-15 lei o vânzare. Ca să fim pe zero, poate. Și de aceea e foarte greu, foarte greu și va fi din ce în ce mai greu să obținem cu 15 lei o vânzare la o persoană care n-a mai auzit de noi. De aceea, dacă noi îi aducem gratuit, îi putem converti cu retargeting-ul dinamic sau de ce a cumpărat odată, cu email marketing poate să mai cumpere odată. Dacă 23% mai cumpără odată, am adăugat 30% din cifra noastră la cifra noastră de afaceri la costuri infime. Așa. De aceea, nu știu, ca notiță văd dacă am pus SEO. Și cumva v-am spus, merge în, pentru că poate tot la analiză intră, dar v-am pus aici ca să nu vă debusolez și mai mult. Noi când generăm partea de idei, ce să îmbunătățim? Eu toate acele metode pe care le-ați văzut anterior, noi le punem, avem modelul nostru de definire a marketingului. Da? Și de exemplu, noi știm că primul pas în sau dacă vrei ca o afacere să crească, să crească vânzările, trebuie să îmbunătățești fiecare din aceste pârghile, mai spunem noi, de creștere. Prima oară, identificare sau notorietate. Oamenii trebuie să audă de tine ca să cumpere. Ale logic. Ăsta e cel mai important și în general nu vă interesează. Da? Ar trebui să o ignorați, partea de notorietate trebuie să fie un rezultat. Atenție, foarte important. De ce am oprit campaniile de page likes, de fac obiectiv reach pe Facebook, de nu știu, Google Display, pentru că alea intră la partea asta de awareness. Nu vreți asta.
Vrem direct să facem lucruri care ne aduc oamenii pe site. Aici intervin Facebook Ads, da, cu audiențe cold, Google Ads, organic, SEO, poate nu știu, referral, parteneriate, dar lucruri care ne aduc oamenii pe site. După aceea, noi știm că oamenii nu cumpără din prima, ne trebuie să ținem legătura cu ei. Aici intră retarget, mă rog, audiențele de retargeting, da, pixelul pe Facebook, pe Google și e-mailul. Trebuie să le luăm e-mailul. După aceea, din nou, căutați pârghiile de creștere pe Google și o să înțelegeți un pic mai bine la Smarters. După aceea, trebuie să ajutăm oamenii să înțeleagă cum îi ajută produsul, serviciul nostru. Aici ar fi activarea. Deci aici am, la magazin online asta înseamnă de obicei descrierile și imagine. Imaginele trebuie să arate produsul în acțiune. Trebuie să, da, să arate produsul. Pentru că eu dacă cumpăr un ceas, când am ceas la mână, nu știu, hai să văd dacă mai vedeți, cum îl vedeți aici. Eu nu cumpăr, n-am ce să fac cu ceasul în sine. Eu cumpăr ceasul pentru că vreau să arate bine cu cămașa asta, pentru că vreau să merg la o petrecere de vară în aer liber. Da? De aceea un om bun de vânzări merge într-un magazin fizic, îți spune, vrei să cumperi un tricou, rog, îți încearcă. În momentul în care te-ai văzut cu el, șanse mai mari să cumperi. Magazine online încă nu putem oamenii, da, deși apar unele cu VR să te vezi tu cu acea haină, dar ne arată produsul, ar trebui să-l vadă oamenii, clienții, pe cineva care seamănă cu ei. Da? Asta ar fi foarte mult, plus e de comunicarea diferențiatorilor afaceri. Ce oferiți voi și poate nu oferă competiția. Transport gratuit, la orice comandă, retur gratuit în un an, nu știu, chestii de gen. Cu ce ne diferențiem noi? Și sunt tactici cumva pentru fiecare din această pârghie, da? Și de aia e că noi ne-am pus, și aici sunt niște întrebări, deci căutați iar pe YouTube, de fapt, avem webinar Growth Hacking pe YouTube și sunt explicate mult mai detaliu, dar nu are rost să mai stau aici. Căutați pe YouTube și o să înțelegi, da? Și noi am venit cu idei și asta facem, nu știu, ia să văd dacă. Uitați, e pentru un alt client aici, da? E pentru alt client. Și am desenat acele cercuri undeva în stânga aici, e pentru alt proiect, da? Nu se vede de capul colegei mele Miriam, pe care ați văzut-o în postarea de azi cu, nu mai știu ce era, cu SEO, da? Și aici era partea de atragere, idei de atragere. Și avem de obicei astea trei, Google Ads, SEO, Facebook Ads. Ca puncte de pornire sunt super. Cum ține legătura cu oamenii? Pixel, retargeting și email. Activarea aici deja mai depinde, dar și să înțelegeți în webinarul acela. La conversie sunt diferite tactici. Ar interveni retargeting-ul de fapt aici, pentru că e destinat oamenilor cu care deja ținem legătura. Mai avem creșterea valorii, ce spune și Edward, upsell, cross-sell, ca oamenii să cumpere de mai mult. Sau din nou aia creșterea valoare, după aia sunt recomandări pe care iar le putem folosi. Bun. Așa, uitați-vă și la webinarul de Growth Hacking, vă explic acolo. Sau luați cursul de Growth Hacking, Growth Hacking Masterclass, care da, include totul de 10 ori mai detaliat, dar vă pun de pornire și webinarul să vedeți că e util. Așa, întâlnirea, cum vedeți pe imaginea asta, nu trebuie să vă adevărat. Vedeți cât de multe idei le-am luat, dar după aia ne-am uitat iarăși la analiză, bă, ce era important. Și din toate am ales câte una, două idei pentru fiecare biluță din aceea, pentru fiecare pas. Mai puțin identificare sau notorietate de care am uitat. Foarte important, nu mai faceți campanii doar cu scop de branding. Nu mai faceți campanii doar cu scop să audă oamenii de noi, da? Nu mai facem aia. Așa, da? Și cumva de fapt, deci v-am spus că uneori eu sau eu în capul meu folosesc acest concept și la analiză pentru că noi punem cifre. Și de exemplu, câți oameni la atragere ca indicator de măsurat e traficul pe site? Erau X oameni. După aia audiențe de retargeting, păi pe Google 0, pe Facebook era pixelul corect, dar e-mail 0. Adică era foarte puțin, mă rog, puține e-mail-uri general, da? Deci am pus cifre pe fiecare și iarăși așa mi-am dat seama de priorități. Dacă sunteți la început, da, trebuie să investim și în atrageri, dar de obicei acesta e un indicator destul de ok. Ce vă recomand să porniți de la retenție sau monetizare? De-aia vă spuneam, campania de retargeting e primul pas care ar intra aici la noi la conversie sau la monetizare. Și aici nu mă refer la obiectiv al campaniei, la vă mulțumesc doar pentru mențiune. Nu mă refer la obiectivul campaniei, da? Ci la tactici. Sunt tactici pentru fiecare. V-am spus, aici avem campanii pe cold, aici avem retargeting dinamic. Aici avem optimizarea imaginilor și e o chestie, o tehnică de copywriting, noi spunem benefit stack. Aici avem efectiv captare de e-mail, email marketing,
da? Și tot ce aici între email marketing și la monetizare, da? Sunt tactici în sine. Fiecare pas are nu neapărat strategii, mult, dar tacticile ei. Foarte, uitați-vă la webinarul de growth acum sau mai e și hackbook-ul de cum creezi o strategie de marketing, care vă ajută să creați o strategie, să aveți tabla asta, da? Să aveți ceva așa, care vă ajută să găsiți idei la care competiția nu are acces. Bun, am definit și niște obiective care v-am spus, erau, stai că am un exemplu aici. Deci, uitați, exemplu de obiective. Uitați cum, și căutați aici, vă recomand să citiți de OKRs. Da? OKRs. Obiective, objectives and key results. Obiective și rezultate cheie. Și vedeți, în general, acest model e un pic diferit de... obiectivul aici arată diferit față de cum ar fi de obicei. V-am spus, avem un obiectiv, dominarea motoarelor de căutare. Da, ăsta e obiectivul. Obiectivele în acest model de OKRs, doar aici. Da? Obiectivele SMART sunt altceva. Am început în ultimele luni să folosim acest model și ne-a ajutat foarte mult. Da? Obiectiv, dominăm motoarele de căutare. Cum ne dăm seama că le-am dominat? Cum măsurăm asta? Și vedeți rezultate cheie. Și era creșterea traficului organic de la, creșterea linking domains de la, optimizarea X pagini, da? Sau creșterea numărului de pagini în top 3 de la. Da? Partea a doua componentă, rezultate cheie, după aceea la fiecare avem idei și responsabil și, mă rog, prioritate și deadline. Dar vă recomand pentru organizare și prioritizare să folosiți acest model de OKRs. Da? Așa arată, căutați pe net, citiți și noi am citit și eu am citit anul trecut, tot am mai citit. Acum am zis, hai să încercăm, a fost extraordinar. Pentru că v-am spus, veți avea o grămadă de idei. Dacă vă familiarizați conceptul ăsta de drum accelerat al clientului sau de pârghii de creștere, dar drumul accelerat al clientului ăsta e complet. O să, și dacă vedeți materialul ăla cu cum creezi o strategie de marketing, o să aveți o grămadă de idei. Scopul e, și așa aveți multe. Da? Și zilnic și după acest webinar deja poate vor veni o grămadă de idei. Nu ce aleg. Și de aceea, aceste, forțându-ne cu obiectivele, trebuie să alegem doar activitățile care ne ajută la cele rezultate cheie. Restul puneți-le la puneți-le într-o tolbă cu idei și vă întoarceți la ele când vor fi prioritare. Da? Vă recomand acest model pentru organizare. OKRs, da? Și am prioritizat, v-am spus, în capul meu am prioritizat după pârghile de creștere. Și v-am spus, am prioritizat conversia sau monetizarea și într-adevăr după aceea să un pic și partea de atragere, că era doar, ne bazam mult pe SEO, care nu e controlabil, și am investit și de aceea în Facebook Ads și în Google Shopping. Google Ads, nu doar shopping. Așa. Ce să vă mai zic? Deci am prioritizat ideile și apoi am intrat la partea de implementare și testare, care de fapt a fost mare parte din proiect. Mulțumesc, Claudia. Puteți să, nu știu, dar poți să-l reproduci ușor, da? Doar citește despre conceptul de OKRs. Și aici de fapt am petrecut 90% din timp din proiect, 95% am petrecut la implementare și experimentare, da? Și aici am luat, ok, am făcut analiza, credem că asta merge pe Facebook, încercăm. Reclamele astea au mers, astea nu, audiențele astea da, astea nu. Mai rezolvă probleme tehnice, am încercat pe Google. Și aici cred că ce v-am zis, da? Foarte mult puteți și, vedeți ce spun, experimente. Plecăm de la premisa că poate nu merge. Și mare parte din a pornit accelerarea de experimentare după momentul acela când mi-a spus Eni a venit la noi și băi, eu nu vreau să închid, hai să facem ceva, nu pot să las oamenii acasă. Și atunci am încercat o grămadă, am muncit enorm, dar na, până la urmă pare că a meritat, da? Știați, am încercat Pinterest Ads. Nu știu dacă a fost vreo vânzare, dar n-am nici buget mare. Puteți testați cu, nu știu, câțiva zeci de euro, da? Cât să avem, nu știu, câteva sute mii de vizite pe site, nu sute de mii, sute sau mii. Că bă, dacă ai 1000 de oameni, nu o cumpăra niciunul de acolo, ori n-ai făcut, na, după aia ajungem la final, ori n-am făcut noi bine, ori nu merge. Deci Pinterest azi n-a mers, Pinterest organic, iar cam greu, nu prea, nu știu dacă a venit vreo vânzare de acolo. Partea Facebook Ads și folosirea strategiei antrenarea pixelului, super. Și ați văzut ce simplu arată contul lor acum. Retargeting dinamic, la fel ați văzut pe Facebook. Bărbații ca audiență, încă nu, oricum nu merită bătaia de cap. Tot n-am reușit. Mă rog, am mai încercat chestii legate de poziționare, legate de dacă mesaj, așa, o grămadă.
La XEO v-am spus competiția mai mare decât ne așteptam. Adică am făcut niște lucruri, au trecut deja câteva luni de colaborare, dar traficul n-a crescut cum așteptam eu. Da? Și mi-am dat seama că trebuie mult mai multe linking domains. Mult mai multe decât mă așteptam. Și la Google Ads, iarăși, asta a fost Google Ads. Uitați că e interesant. A fost așa o... E super dubios canal de marketing. Mi-am spus, pornise bine înainte să vină starea de urgență. După aceea s-a blocat, efectiv nu mai căuta oamenii, dar a mers așa, decentuț, oricum Facebook cam în general a mers mai bine. Decentuț, după aceea s-a blocat, după aceea am dat drumul decentuț și variază foarte mult. Stai să vadă ce... nu știu, ca eficacitate, da? Și ăsta vedeți cum fluctuează ROAS, randamentul. Și cam așa e pe Google Ads. Așa, de la sub... Deci vă jur... Avea o colegă pentru săptămâna trecută, ne-am uitat, iar scăzuse randamentul campaniilor. Și avea notat o colegă azi să intre să se uite, să vadă ce mai putem face. Iar a explodat. Aveam ROAS, iar am crescut la 9 sau la 10. Deci unde am investit 10 înapoi. Cred că depinde foarte mult de competiție. Deci jur, e o nebuloasă. Ce, am încercat mai multe chestii. Vă zic să încercați și voi, de aia spun experimente. Am avut campanii, deci campanii single keyword ad group, nu știu dacă ați auzit, de dacă nu căutați, iarăși în cursul de Google Ads acolo, dar campanii clasice de Google Ads. La început au mers, după aceea n-au mai mers, acum cred că n-avem active. Sau în prima fază, shopping-ul n-a mers bine. În prima fază, înainte de COVID, din câte țin minte, n-a mers bine. După aceea l-am repornit și acum merge și vă recomand smart shopping ads. Smart shopping ads merg acum cel mai bine, dar cred că merg bine când aveți câteva conversii. Deci vă recomand să porniți, spune Andreea, a întrebat de dynamic search ads. Aici cred că am încercat și au mers binișor, dar nu la fel de bine ca smart shopping ads. Pentru că smart shopping ads au și componenta aia un pic de remarketing și cred că de-aia. Deci, cred că în general cel mai bine merg smart shopping ads pe Google. Dar nu merg dacă nu e antrenat destul de mult. Deci pare că și pe Google din ce în ce mai mult partea asta de conversii devine din ce în ce... Noi înainte, sau știu că mulți n-aveți conversiile setate ok pe Google Ads, vă recomand să o faceți. Pare că și-au îmbunătățit și e foarte mult algoritmul de optimizare. Deci, puteți să porniți campanii clasice așa de search ads. Poate dynamic search ads merg bine. Dar cred că pe termen mediu și lung smart shopping ads merg cel mai bine. În momentan ar trebui, cred că sunt limitate de buget, dar smart shopping ads ar trebui să fie active, da. Dar nu, deci smart shopping ads pe produse direct. Da, deci a fluctuat foarte mult, nu știu să vă zic foarte clar de ce. Sincer, încă nu ne ești nouă foarte clar. Când vrem să facem ceva, își revine. Probabil mai învață încă algoritmul, mai depinde și de competiție, de aia n-aș vrea să ne punem toate ouăle, nu ne punem niciodată într-un singur canal, într-un singur coș. Da. Așa, zice Ionuț, când spui Facebook, v-ați focusat și pe Insta? Noi, în general, dacă nu e o nișă unde se potrivește foarte bine Insta, am lăsat Instagram ca loc de afișare a reclamelor. Da? Deci la noi am lăsat la ca placements all. Când facem campanii cu obiectiv pe conversii și la magazine online, doar de-astea facem. Dacă porniți, e site-ul nou, obiectiv conversii și la pasul 2 alegem view content. Dacă e deja existent și nu avem foarte... Deci căutați strategia antrenarea pixel, nu mai pot să repet. Aveți și video gratuit pe pagina de Facebook și vedeți acolo de ce 40 de evenimente, bla bla. Magazin online, doar campanii de conversii pe Facebook, să nu vă mai aud cu altceva. Așa, ce să vă mai zic aici? Că asta era partea cea mai, să spun, v-am spus, time consuming din proiect a fost implementarea. Să văd dacă am exemple, n-am exemple. Ce a mai mers? Ați văzut, l-a prins când de la început, cum arată contul de Facebook Ads. Avem doar două campanii. Știu că vedeți pe grupuri de Facebook, început să apară și în România, cu 5, cu 6 ad grupuri. Testez cu 10 dinamic creat, 10 audienți, după aia iar așa, cu ce-o mers, cu video, cu... Țineți-o simplu. Deci ce am observat, deci odată că ne trebuie un buget, putem să avem mai multe grupuri de reclame, dar trebuie fiecare grup de reclame să aibă buget
încât să genereze 7 evenimente pe zi pentru cei optimizați. Dacă am o campanie obiectiv conversie adăugări în coș, bugetul meu trebuie să-mi permită ca fiecare grup de reclame să genereze măcar 7 pe zi, ca să am 40-50 de pe săptămână. Da? De aia, dacă tu ai buget 20 de lei pe zi, 30 de lei pe zi, nu faci 5 grupuri. Am testat, testăm cu 2-3, deci dacă sunteți la început, da? 2-3 grupuri de reclame, 2-3 audiențe diferite. Ce funcționează bine? O audiență de audiență asemănătoare cu cei care au cumpărat pe site. Da? Lookalike pe purchase sau și mai bine purchase value. Și atunci Facebook caută audiența asemănătoare cu cei care au cumpărat cel mai mult de la noi, dacă sunt cei mai valoroși. În general vă recomand să testați. Asta poate să fie una, a doua poate să fie cei care au cumpărat și a treia poate să fie un interes. Mereu să aveți și audiențe asemănătoare sau de interes, dar asemănătoare să nu fie după, doar după vânzări. Pentru că mereu trebuie să hrănim pixelul Facebook-ul. Da? Deci depinde foarte mult de buget. Sunt mai multe moduri de gândire, de organizare a strategiilor. Chiar aș vrea, sper, în perioada următoare să facem un workshop mai avansat de Facebook Ads. Nu cred că aveți majoritatea nevoie de voi. Workshopul de Facebook Ads 2020 e senzație. Ați văzut două campanii și una dintre ele are un grup de reclamă, retargeting, și cealaltă are două sau trei momentan. În general, țineți-o simplu. Dacă e buget mai mare, da, putem face mai multe chestii. Dar țineți-o simplu. Vrem să lăsăm, dacă alegem obiectiv conversii, deci general vânzare, vrem să fie mai degrabă audiența mai mare pentru ca Facebook-ul să poată să învețe. Iarăși au fost și în perioada COVID, da? Iarăși fluctuații foarte mari și pe Facebook până la un moment dat când s-au stabilizat. Dar în general sunt. Pentru că Facebook tot a încercat, a experimentat până a găsit audiența de oameni care chiar cumpăr, da? Și s-a stabilizat. Dacă noi aveam prea multe grupuri împărțite, nu putea să genereze destule vânzări, campaniile sunt optimizate pe vânzări acum, pe purchases, ca să ajungă la concluziile alea. Da, la Google Smart Shopping Ads au mers cel mai bine. Am impresia că, în general, dacă nu mă înșel când m-am uitat azi, cred că, în general, Google-ul ca atrage la first, că mă întorc acum la început, first interaction, cred că e principala sursă de acum de trafic, de vânzări la first interaction și Facebook-ul la conversie. Foarte interesant, s-au crescut astea mult ca procent din vânzările totale. De aia diferența față de anul trecut. Am adăugat campaniile plătite, de aia vă recomand să adăugați. Ce e super important și nu am pus aici, dar chiar vă recomand să vă uitați, cea mai mare diferență a făcut-o în această perioadă, că vă spuneam și COVID, da? Ce am schimbat în mare parte, nu știu, să zic 1 aprilie față de, sau 5 aprilie sau 10 aprilie față de cum porniseră campaniile la începutul martie, au fost mesajele. Dacă înainte, și asta e foarte, știți că ați mai văzut, nu știu, contextul e rege sau cum se mai zice. Dacă noi porniserăm cu campanii așa, fă cadouri sau livrăm rapid sau chestii de genul, când am repornit campaniile, am avut toate reclamele, erau ceva de genul, știți, trăim prin vremuri, știți, iar e gluma aia, reclamele înainte, cumpără Toyota, reclamele în perioada COVID, trecem prin vremuri dificile, cumpără Toyota. Așa a fost și la noi. Ceva de genul am mers pe trecem prin pe, acum nu mai sunt, dacă iarăși după aia n-am mai mers pe prin iunie, la început s-au dus iarăși în cap. Dar erau mesajele ceva de genul, da, știm că trecem prin perioade dificile, nu știe nimeni, știe când se termină, cu atâtea pe cap, cui mai stă gândul la cadouri, dar totuși asta nu înseamnă că timpul nu trece, că nu vine ziua sau aniversarea unor persoane importante din viața noastră. Uite, venim în sprijinul tău și te ajutăm pe lângă prețuri ok. Uite, putem, na, uite cum ce am făcut noi ca să fie ce am făcut acei de la Personal Me să fie mediu de lucru sigur. Și au venit cu nu știu, au adăugat practic serviciu de puteau trimite direct la destinatar. Da, eu vreau să fac cadou unui, că eram blocați în casă două luni, da? Fac cadou unei persoane în cealaltă parte a orașului. Personal Me putea trimite pentru mine. Da. De aia marketingul, am o credință că marketingul e cel mai puțin important până e cel mai important. Și dacă nu venea acest input de la, în primul rând de la bă, nu renunți, dar și aici se gândească și chiar să ofere niște lucruri valoroase, nu hai jucați-vă voi cu mesajele. Trebuie să ai și ce să comunici. Foarte importantă partea asta. Și era Sorin supărat la început, care e meritul vostru al Smarters. Eu zic că meritul nostru e mic. Ok, am apăsat butoanele corecte,
Meritul mare e al unei companii care chiar vrea să livreze valoare, a unui antreprenor, a unui manager care își bate capul și care chiar vrea să facă ceva. După noi doar construim pe asta. Deci, eu zic că marketingul nu poate să rezolve problemele unui business. Deci dacă există ceva pe care putem construi, putem construi. Sunt lucruri clar, în general, sunt lucruri greșite pe care le putem repara. V-am arătat exemple de campanii, de buget, de alte nebunii. Dar trebuie să avem pe ceva real pe care să construim. Uneori poate să meargă și doar mesajele, da? Dar nu e de ajuns. Ar fi bine să venim și cu ceva care chiar să ne diferențieze. Și de aia reclamele noastre, că toată lumea se promova cu trăim prin vremuri dificile, cumpără X-ul nostru, nu la toată lumea a mers. Cred că a contribuit, chiar o ofertă bună am avut-o. Dar v-am spus, astea au mers cam 6 săptămâni, 8 săptămâni, după aia au luat-o în jos. De aceea cu reclamele, dacă vă uitați, arată altfel. Sunt destul de sigur. Copywriting în general, cred că am făcut o treabă foarte bună și am construit pe ce ne-au zis clienților, da? Ne-am uitat pe review-uri, pe partea de research de la început pe profilul clientului. Ce vă mai recomand? Să vă jucați, sau dacă se mai reîntoarce, că poate se mai reîntoarce criza asta nebună. V-am spus, la un moment dat reclamele au luat-o în jos. Sau audiența de asemănătoare pe clienți, în general, n-a mai mers. Și de ce n-a mai mers? Și gândiți-vă, deci audiența asemănătoare, da? Pe Facebook explic pentru toată lumea. Poți să ieși la Facebook, caută-mi oameni care seamănă cu cei care au făcut X pe site-ul meu. Cel mai valoros, cei care au cumpărat. Și au cumpărat mult. Dar gândiți-vă, o persoană care a cumpărat de Crăciun sau de Dragobete, dacă ar intra în audiența asemănătoare, nu mai avea nicio relevanță pentru 30 martie, 15 aprilie. Oamenii cumpărau din motive diferite, foarte probabil și alți oameni cumpărau atunci. Și noi am pornit foarte mult cu o reantrenare a pixelului. De aia tot zicem că aveam o discuție zilele trecute cu cineva pe grupul de Facebook și spunea că partea asta de tracking e de mult timp și așa e și în afară, dar uite că ne blocăm încă de probleme cu catalogul, cu așa. Dar antrenarea pixelului sau partea asta de optimizarea campaniilor după obiective și ideea de tu Facebook, tu Google mergi și optimizează, e o filosofie. Și practic ce am făcut, cred că am și oprit sau n-am mai avut când am repornit campaniile după ce s-au blocat, am mers foarte mult cu audiențe, doar așa, demografie, interes. Am targetat femei logodite, nu știu, dar am mers pe mai multe direcții, am targetat, nu știu, mai multe audiențe. Femei logodite sau căsătorite, dar mesaje, fă-i cadou iubitului. Invers, fă-i cadou iubitei, nu mai știu. Am mai mers prietenia căror aniversare se apropie, chestii de gen. Am testat. Deci am mers foarte mult pe a aduce oameni noi. Și după 2-3 săptămâni, când au reînceput să vină vânzări, așa, da? Atunci am readăugat și audiențele asemănătoare ca audiență. Dar am ales după persoanele care au cumpărat în ultimele, să zic, o lună sau două. Și erau foarte diferite, dar mult mai relevante. Și asta sper să înțelegeți, tehnic o să găsiți soluții să rezolvați. Și voi chestiile astea, v-am spus, avem webinare, avem cursuri, aveți resurse și gratuite pe Google să înțelegeți să faceți lucrurile astea. Dar ca strategie, ca filosofie, cred că asta a fost super important. Și acum iar stau și mă gândesc, că noi avem și un curs pe Google și vreau să mai adaug niște conținut. O altă lecție învățată e partea asta de devine din ce în ce mai important și pe Google obiectivul. Sincer, aveam anii trecuți campanii fără obiectiv pe Google, care erau foarte rentabile, dar pare că devine din ce în ce mai important și acolo partea de conversii. Ca să optimizeze, cel mai mult mă uit la partea asta de Smart Shopping Ads, care m-au făcut asta. Mi-au transmis această idee. Bun, Alex, întrebare. Pentru cei care oferă servicii foto, ce sugestii de promovare pe Facebook, Instagram sugerez? SEO durează mult până aduce rezultate. Așa e, dar probabil merită. În general e foarte mică competiția pe servicii foto. Și de aia ți-aș recomanda, într-un an ești primul în orașul tău, nu știu din ce oraș ești, Alex, dar am făcut experiment pe Timișoara și pe București. Dacă pe București nu-i mare, deci dacă ai, nu știu, 50-60 de site-uri care fac trimitere spre al tău și site-ul tău e optimizat ok, ești în top 3. Cum faci aia? Cursul de SEO, caută și pe Google link building, mă rog, găsești o grămadă de resurse. Dar din experiența mea, mă rog, și contează ce domain rating au acele site-uri. Da?
Alex, ție-ți recomandarea, nu o să insist, cred că a pus Andreea, dacă nu pe Facebook-ul nostru găsești webinarul Strategia Antrenarea Pixelului sau Facebook Ads în 2019, nu mai știu, dar cred că are titlul Strategia Antrenarea Pixelului. E și un video scurtuț pe pagina de Facebook, la video ce funcționează promovarea pe Facebook în 2020. Ăstea-s free, mai e și workshop-ul Facebook Ads în 2020, care ți-a la Strategia Antrenarea Pixelului. Deci trebuie, ce trebuie să faci? Prin procesul tot ăsta, analiză, da? Profil client, sigur, îmi pare rău, dar nu știu dacă ai definit. Pune acolo, de ce au cumpărat clienții de la tine, nu știu ce nișai, că e de nuntă, că e de bla bla bla. Ok, să ia oamenii vin la mine pentru fotografie de nuntă, bănuiesc că aia e cea mai la majoritatea. Dar de ce cumpăr? De ce m-au ales pe mine? Și zic oamenii, și aia trebuie să folosești în reclame și campaniile faci cu obiectiv conversii, dar trebuie înainte să pui măsurarea pe site și atât. Iarăși, ai văzut structura la person, două campanii, una de atragere, una de retargeting, componenta de activare, o să-ți explice ce trebuie să zici în reclame și ți-ai... Nu vreau să dau cifre, numere, dar îți mărești enorm de X ori rezultate. Bun, Claudia, profilul clientului nu trebuie făcut constant, mă gândesc că pot exista. Cam așa e, depinde foarte mult de cât de bine îl identificăm la început. Avem proiecte unde a rămas foarte similar în timp, a rămas foarte similar. Altele unde am intuit doar jumătate bine la început și le actualizăm, recomand așa un review după 3-4 luni, când vezi iarăși atunci te uiți în Analytics sau faci după achiziție un survey să vezi așa cine a cumpărat, știi? Să zică omul ca vârstă, ca de ce a cumpărat și încep să înțelegi. Așa. Deci poate să existe, nu mă aștept sincer foarte mari, pentru că ce trebuie să facem să identificăm cine cumpără de la noi și apoi să găsim toți oamenii. Și abia după aia se mai schimbă. Deci aș zice un review la 3-4 luni și după aceea poate observăm așa, avem un insight și atunci nu știu, odată pe an refacem. În general, dacă l-avem scris deja ne ajută și atunci bine să avem pentru colegi noi sau lucruri de genul. Alex, ce mă provoci cu competiția mare pe foto. Mihai, ad-urile influențează poziția SEO, mai exact traficul venit din ads are impact asupra SEO? Nu. Să știți că e un mit, eu nu-l cred. N-au nicio legătură. SEO e SEO, Google Ads e Google Ads. Sincer, nu cred. Chiar mersi, Andreea, de 100.000 de ori pentru link-uri. Așa. Întreabă Denis, stai că am sărit. Super Flywheel, Adrian, ce zicea de... Este aia drumul accelerat al clientului. Exact, ai un flywheel, încă nu știu cum să traduc. De ce e special pentru magazin online? Înseamnă că nu se aplică și pe restaurante, lider? Nu. O să avem și pentru alea la un moment dat. O să ai gândit pentru magazin online. Dacă nu aveți magazin online, nu luați, nu vă ajută. Avem alte workshop-uri, cursuri momentan. Probabil o să mai facem. Când vă mai întreb pe grup cine sunteți, votați ca să ne dăm seama de nișă, de domeniu de activitate, să gândim programe și pentru ceilalți, să stai pentru magazinul online. Dacă aveți, poate să adauge oameni în coș sau să fie ceva foarte similar cu partea asta, atunci vă ajută. Dacă aveți întrebări, dați în semn, dar de știu că în cazul tău, din păcate, încă nu ți se aplică. O să ne gândim la programe și pentru afaceri cu locație fizică locale, că expertiză avem, dar a trebuit să prioritizăm. A trebuit să prioritizăm, să alegem doar tehnici. Ai văzut că nici ție nu-ți place, ai stat la webinar de 8 ore și ți se aplicau 3 ore. Acum vrem 12 ore de conținut sau 15 cât ori fi la final, dar stați liniștiți că nu necesită investiție de timp mare, apropo. Eu sunt între 5 și 10 ore pe săptămână dacă necesită acest program, teorie plus practică, ținând cont că puteți sta 6-7 ore într-un weekend, plus 3-4 ore în timpul săptămânii, eu zic că majoritatea cam au timp dacă vreți. Care e cea mai bună strategie de licitare pentru Google Ads? Păi ți-am spus, la smart shopping nu prea ai ce să alegi. Aia îmi și place că și strategia antrenarea pixelului și smart shopping ads, setările făcute acolo. Maximize conversions, cred că e by default. Nu știu, că am o colegă mai specialistă pe Google Ads. Așa. Deci, ca strategie de licitare aceeași. Dacă pornești, acum trebuie să testăm. V-am spus, am avut cazuri când de la început maximize conversions era ok, dar să le aveți setate corect. Dar le faceți în Google Analytics, după aia le importăm doar în Google Ads. Dacă nu merge așa, luați-o, deci ca în strategia antrenarea pixelului, luăm de la vânzare. Dacă nu merge, mergem tot în deconstruim în spate, până la trafic pe site. Poate la început, dacă e prima campanie, e site nou, licitare, maximize clicks și în timp mergem pe conversie. Asta aș tinde.
Bun. Cineva zice, dacă ai zeci de categorii în site care nu au legătură între ele, atunci clar că ai nevoie de profile diferite din start, însă nu e recomandat să ai magazin cu de toate, ci unul de nișă. Dar ar fi bine să n-ai da, și Rocky și Born Machine pe același dată dacă nu ești mag. Sau, dacă n-ai o poziționare de generalist care e destul de greuț de, de mai de reușit, că sunt niște player mari, da, toate se pot. Oricine e de bătut, cum spunea și un coleg așa și într-un studiu de caz acum pe SEO ce lucrăm, că sau totul e bătut în cuie, dar depinde ce cuie. Sau nu mai știu, am stricat Duma, dar era foarte, foarte bună. Da? Hai, dacă mai aveți întrebări, că deja uite o oră 40. Nu știu ce să vă mai arăt, să vă mai zic. Așa, dacă magazinul are și o parte de B2B, se poate folosi soluția pe scurt. Clientul poate să comande la noi 80% din produse fără cont și restul doar cu cont, creează doar pentru piața beauty. Și așa cum nu știu, de meu semnăm privat să ne uităm, că e așa tricky un pic. Deci dacă ei, că e diferența între poate să comande fără să vă contacteze pe voi și dacă chiar comandă. Și am observat dacă... De exemplu, avem un client unde a fost destul de greu a mers lucrurile, iar magazinul ăla e în mare parte de B2B și erau niște produse mai scumpe care, da, oamenii oricum la un moment dat ajungeau să dea aia tu care și le comandau, dar aproape niciodată fără să vorbească cu clientul, da? Fără să sune, fără să... a fost foarte greu, a fost greu să facem treaba să meargă și încă e greu. Deci 100% nu se potrivește acolo. De aia dă-mi semn în privat să mă gândesc. În prima fază e gândit pentru cei unde poate să cumpere omul și cumpără de obicei fără să interacționeze cu tine. Așa e gândit, în timp clar îl facem și pentru B2B. Dar în varianta asta de early access nu o să fie. De aia dăm semn să văd dacă se potrivește. Dar dăm semn în privat, ne uităm la site sau îmi zici dacă am ăla-i răspuns. Dacă chiar cumpăr oamenii fără să vorbească cu voi, atunci merge și numai îți calculezi câte vânzări extra trebuie să faci ca să recuperezi acel fee. Mi-am spus, e 10% cred că din ce o să vorbim peste un an, dar acum mult o să mergem de acum încolo pe astfel de programe. Ați văzut, de-aia am făcut și cursurile mai accesibile, ați văzut partea de acces pe viață la toate și alte nebunii. Când ne-am dat seama că vă lipsește multora biciu și partea de suport. Și de-aia o să mergem. Mai creăm și cursuri, ați văzut că le-am sunt lansate așa, adică sunt programate. Dar mult o să mergem și pe partea asta de mentoring, de coaching. Am văzut că impact. Avem niște persoane acum, nu știu dacă sunteți live, Ionuț, și cu cine mai testăm partea de e-commerce. Testăm și partea de B2B, dar deja se vede altfel. Deja se vede altfel și timpul de implementare mult mai mic. Știți cum e, de obicei știți 80%, 90%. Dar două clicuri batele focul lipsesc. Și pentru alea avem întâlnirea aia de vineri sau o întrebare pe grup unde mai răspundem și video și cam așa l-am gândit.